Salutare, dragii mei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. S-a întors și camera. Ce vreau să vă spun astăzi? Astăzi, 14 septembrie, este ziua de înălțare a Sfintei Cruci. În popor se mai spune și ziua Crucii. Vreau să vă citesc o rugăciune despre care se spune că dacă o rostești în sfânta zi de, cum este astăzi, de înălțarea Sfintei Cruci sau ziua Crucii, cum se mai spune în popor, vei avea parte de un miracol. Noi avem nevoie de multe miracole, dar să sperăm. Speranța mare ultima. De ce nu? Până la urmă e atât de simplu. În ideea că și voi o să citiți, o să rostiți această rugăciune, pentru că cu siguranță aveți nevoie de un miracol în viața voastră, nu numai unul. Am să proced la citirea ei. Da. Uite că s-a mutat pagina între timp. Așa. Rugăciunea spune așa: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoarea, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașul. Deci abia acum începe rugăciunea Sfintei Cruci. Până acum a fost o introducere care nici eu n-am știut-o, dar nu-i nimic. Nimic nu e în zadar. Toate sunt cu folos. Rugăciunea Sfintei Cruci. O prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamna Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește, Doamne, cu puterea cinstitei și de viața purtătoarei crucii tale, depărtând de la mine tot răul. Amin. În mâinile tale, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, îți încredințez sufletul meu. Păzește-mă, binecuvântează-mă, ești-mă după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale și în viața veșnică și viața veșnică îmi dăruiește. Amin. Doamne ajută! Cine nu și-ar dori viața veșnică? Viața veșnică într-o altă lume, pentru că în lumea asta nu e posibil, sau o fi, dar nu știu eu. Așadar, dragii mei, nu vă ia decât maxim 2 minute, să zic cu mare indulgență, ca să măcar să asculți, dacă nu poți să rostești sau într-un colț acolo. Eu sunt pe stradă acum și nu mă jenez, pentru că cine ce are cu mine, nu fac niciun rău nimănui. Îmi spun ofu, ca să zic așa. Atunci când aveți ceva bun de spus, bun, rău, mă rog, cum credeți voi că e de cuvință și e necesar să știe mai multă lume, spuneți și voi. Nu țineți pentru voi, pentru că vă tociți pe dinăuntru, vă macină pe dinăuntru. Așadar, îmi iau la revedere aici. Sfânta sărbătoare de astăzi să vă înzestreze cu multă, multă sănătate, lumină sufletească, pace, liniște de toate felurile, pentru că avem nevoie. Și nu uitați, în spatele meu e un monument, nu e întâmplător. Și-au dat viața oamenii pentru libertatea, pentru tot ce avem noi astăzi, oamenii ăștia și-au dat viața. Între 1916, deci este, scrie așa, în amintirea ostașilor morți în războiul din 1916-1918. Ei și-au dat sângele pentru țara asta și pentru noi. Noi ce dăm? Nici măcar nu ieșim pentru copiii noștri să ne apărăm. Deci nu mai e timp de gândire. Acțiune. Acțiunea e totul. V-am îmbrățișat. Vă doresc ce mai bun. Ce-mi doresc mie, vă doresc și vouă. Și haideți. Haideți că nu e de stat. La revedere!